ți-a lipsit un pic de noroc, asta e clar. Da, exact cred cum că a zici venit tu, la momentul ăla poc. Da, odată. Cred că o accidentare de la CFR atunci, pentru că eu dacă nu m-am accidentat, jucam, gândește, jucam Champions League grupe. Grupe, jucai Galatasaray, jucam Manchester, jucai cu fotbaliști. Și atunci pentru mine să fi jucat acolo, n-are poate prindeai avea un traseu. Prindeai o fază, prindeai. Până la urmă CFR-ul nu avea timp, nu vrea să te țină pe tine acolo să-ți facă statui. Hop! Da, plecai. Și poate acolo că a fost, așa a fost să fie, știi? Meciuri mai multe la echipa națională? Clar. Deja aveam, adică... Da, deci hai să luăm așa, să zicem, nu facem un clasament. Cluj, accidentarea. Da. O echipă în străinătate. Clar. Vreau să văd și eu cum e, bă, ce înseamnă să te duci acolo, ce înseamnă cu rigorile alea, cu antrenamentele alea, cu mentalitatea. Mă adaptez, nu mă adaptez, e mai greu. Poți, nu poți, poate nu puteam.